și Misty sunt împreună, să ne bucurăm pentru ei, Doamne ajută! Să fie o relație frumoasă, să se finalizeze cu o nuntă, Doamne ajută! Cu copiii, exact, Doamne ajută! Acum vreau să mergem puțin la următoarea invitată, știți vorba aia? Un turc pleacă, altul vine! Tumultoasa relație româno-turcă merge mai departe și profesoara mea de istorie avea dreptate. Băi, Măruță, relația asta turco-română e întotdeauna foarte tumultoasă. Pentru că după ce turcul Andrei Marin e oficial pe picior de plecare, turcul Anca Inacșu, cea care a făcut parte și din formația Asia, este pe picior de venire în România. Anca a luat o decizie importantă după 4 ani de stat în Antalya cu burta la soare. Și ce credeți? Ne spune chiar acum despre ce este vorba. Neacșu Anca! Mă doare sufletul, Anca, când te văd. Și pe mine. Mă doare sufletul că te văd așa de rar. Și era pe o vreme mine. Când ne vedeam foarte des. Așa este. Ea este Anca Neacșu, a făcut parte și din formația Asia. Și mă doare sufletul, mamă, că am pus mâna pe tine acum când te-a poftit în direct. Păi ce ți-a făcut turcul de ai slăbit așa, mamă? Așa spune și el când te pipă, nu mai oase. N-am făcut păi nimic. Nu, exact, turcul nu. Te pipă, nu mai oase, deci mamă. Deci nu țin cure de slăbire. Era... stăpână pe tine, pe adică. Bune eram... Acum am impresia că dacă suflu mai tare, Doamne ferește, te prăbușești. Așa era? Este? Era mai plinuță? Mă, nu mai plinuță. Erai mai... Mai plinuță. Nu mai plinuță. Mai bine făcută. Auzi, ce înseamnă asta mai bine făcută? Adică mai pufoasă? Deci fii atent, eu am avut întotdeauna talia foarte subțire. Da, am avut talia, dar acum a intrat totul apă, adică uite... Da? Nu știu. Câte kilograme ai? Vreo 50 și un pic. Mamă, ți-a dat turcul de mâncare acolo în Antalya? Da, încă multă mi-a dat. Te-ai măritat și tu te-ai mutat în Antalya? N-am stat niciodată în Antalya, dar așa s-a scris. Da, tot pe acolo, pe aproape. Păi am stat într-o comună lângă Antalya. Am stat în Marmaris, am stat în Bodrum. Am înțeles, adică oameni buni... în zona aia frumoasă, luxoasă. Da, da. Ce mai face? Turcul, el cu ce se ocupă? El e manager, general manager al unui hotel. Băi... All inclusive. Mamă. Mă întrebai dacă mănânc. All inclusive, păi și... Păi dacă eu stau de 2 ani la hotel. Deci mă întrebai dacă hotel, mă întrebai dacă mănânc. Păi mănânc, dar m-am plictisit de atâta mâncare. Da, dar nu se vede, nu știu ce faci. Vreau să o salut și pe mama ta, sper că se uită la emisiune. Se uită, știu eu de ce vrei să o saluți. Să rămână mama lui Anca. Că de acum îți dai seama că femeia știi ce zice, nu? Cum sunt mamele. Da, uite-mă, da. Și Măruța a zis la televizor că a slăbit fimea. Deci, of, Doamne. Da, hai să le zicem și lor de ce. De ce ai de slăbit? De ce o salut pe mama? O salut pe mama ta pentru că mama ta e un fel de Carmen Hara. Nu e adevărat. Nu. Într-o dimineață... Adică am vrut să zic ceva pozitiv, adică vede lucruri. Nici chiar așa. Ce visează se mai îndeplinește. Te-a visat că o să ai al doilea copil. Ți-am zis, ți-am dat mesaj, uite că s-a adeverit. Este? Să rămână. Să ne mai dați mesaje când mai aveți vise și sperăm să aveți mai vise frumoase. Dar hai să luăm și un loc. Haide. Arăți oricum foarte bine. Cu degetul. Nu, cu degetul. Mersi, la fel. Spune-mi, cum îl cheamă pe turc? Serkan. Cum? Tarkan? Serkan, cu S, nu cu Ş. Serkan? Serkan? Da, Serkan. Și? Serkan? Se mută și el Serkan în România? Serkan Iaman. Vreau, m-a disperat, îi place România rău de tot. Păi și cum renunță el acolo cazare la All Inclusive General Manager în Turcia? Păi da, stai un pic că sunt câteva oportunități și aici și de fapt stai să spun, nu suntem siguri. 60% s-ar putea să rămânem. De 60% vă mutați înapoi. Cam în așa, adică da. Adică să fie general manager la un hotel în România. Da, dacă rămânem, da, clar. Și cum te înțelegi cu Tarkan? Păi știi cum, vorbim româno-englezo-turcă. Tu ai învățat turcă? Eu vorbesc în procente, 80% da. 80% știi turcă, da. Nu? Da. Hai fii atent, eu prezint română. Dacă mă uit la un film turcesc, nu te rog frumos, nu înțeleg bine, dar de vorbit mai puțin. Hai te rog frumos, eu vorbesc în română și tu în turcă, traduci, da? Aoleu! Dai că e ușor, fii atent. Astăzi avem o ediție specială. Ediție? Nu știu să zic ediție! Ești culmea! Păi mai bași și tu de la tine emisiune, pe ce crezi că ești tu turcă, ce zici tu? Așa. Fii atentă, deci aici avem poze din perioada când era informația Asia. Aici eram de la hotel, acum vara asta chiar. Bine, dar mă bucur că sunt la fel ca atunci. A trecut poza. A trecut o poză, da, din Asia mai devreme. La hotel, normal, așa? Vară, plajă, numai în costum de baie stai la hotel. Stai așa să mă gândesc, Bigun. Fii atent, hai să facem în felul următor. Deci eu zic în română, tu în turcă, da? Da. Doamnelor și domnilor,
Ladies and gentlemen. Nu, mă, în turcă, mă, bai, mă. Păi, dacă nu știu, zic în engleză, nu știu. Bine, stai, dar vreau un pic. În turcă să te aud. Cum se, bă, deci fii atent. M-ai luat așa prin surprindere. Nu sunt... Nu ești pregătită asta. Nu sunt, nu. Am emoții acum. Hai, nu. Mă. Lasă-mă pe mine să spun ce vreau eu. Turcul e în România acum? E România și are o viață mondenă mai activă decât mine. Stai un pic. El se uită acolo la televizor? Acum e în drum spre mine, trebuie să ne întâlnim. A, deci nu se uită la televizor. Nu, dar o să vadă înregistrarea. A, lasă că până la înregistrare. Așa. Bun. Eu vreau să spun ceva. Păi dacă el are viața mondenă, cum îl lași tu, mă, în România cu viața mondenă? Tu nu-ți dai seama ce se poate întâmpla? Tu n-ai văzut și în alte familii? Am văzut că m-au sunat în legătură cu... Cu Andreea. Da. Andreea e o fată extraordinară, da? Uite. E, și erau... Păi plăcea și de ei împreună. Păi îmi plăcea și mie de ei împreună. Dar uite, tu în gen... Vezi, mă mai gândesc, nu știu. Nu știm noi ce a fost în familia lor, dar... Da. Trebuie să-l țin sub papuc, nu? Asta zici. Câți ani are turcul tău? E mai mic un an ca mine. Păi și nu te ascultă? Cam eu sunt șeful în casă. Adică femeia trebuie să fie gâtul, bărbatul, capul, știi? Deci cum ai zis, că ai zis că tu ești șeful în casă. Dar de fapt eu sunt și capul și... Nu, ne înțelegem, ok. Mai mult eu sunt cocoșul, el zice ca mine, dar cum se lucrurile... zice cocoș în turcă? Cocoș, am impresia să nu fac vreo greșeală. Am impresia horoz. Horoz? Am impresia, da. Bă, nu înțeleg, mă, stai 4 ani în Turcia și nu știi cum se zice cocoș. Să vezi cum s-a apucat el de cursuri de limbă română. Și a învățat... Da, vine de la școală. Sercan, ai zis, da. Nu? Ce înseamnă sercan? Înseamnă ceva în turcă? N-am impresia că înseamnă ceva dur, ceva... Am impresia, bă, nene, parcă zici că nu ești măritată cu el, adică zici că acum... Vorbim despre un iubit imaginar. Cum fii îl cheamă? Sunt oameni, sunt turci în România de 15 ani care nu vorbesc română. Păi deci, înțeleg, dar am tu scuză. Stai de 4 ani cu el, adică trebuie să știi mai multe despre el. Eu chiar, cred că nu înseamnă nimic numele lui, punct. Să fie clar. Așa. Și dacă înseamnă ceva, ștergem. Da, șterge buretele. Ce să zic? Ce vrei să zic în turcă? Nu știu. Burasă, Ciocuzel, Pro TV. Ciocuzel, Pro TV, Ciocuzel. Măruță, Măruță. Măruță Program. Măruță Program, ceva în turcă, de genul ăsta. Mă-nturcă, mă bucur, Măruță Program. Tocmai asta nu știi? Nu știu, mă bucur. Da. Nu știu. Să știi că nu sunt... Bunene, dar tu ce ai învățat în turcă? Vreau să spun că eu, uite, când merg la supermarket, merg în piață undeva, vorbesc foarte mult, vorbesc foarte mult în turcă și... Asta, da, păi vorbește da, și uite că acum nu vine, jur că nu vine, pe cuvântul meu de onoare, nu vine, nu știu. Mama, mami, mami, măsi, de treabă. Da, trebuia să mă gândesc. Nu face nimic, eu mă bucur că ești aici. De trupa ația îți mai e dor? Mi-e dor și vorbim în mesaje foarte des cu fetele, da. Foarte ar fi fain să vă mai reuniți. Ne-am mai întâlnit așa 5 minute, 10 minute. Nu, mă, să vă reuniți pe scenă, îți dai seama. Ar fi frumos, dar fii atent că una e acolo, una e acolo, nu prea. Tuc. Suntem 8 cu geamantan, în total, fiecare da. Veniți. Poate o să ne întâlnim toate 8 odată, că în total 8 suntem. La 60 de ani. La 60 de ani. Nu, poate până 60. Bun, vreau să ne și cânți astăzi, ne cânți în turcă ceva? Nu, n-am nicio melodie în turcă. Ți-a pus turc cu piatră la gât. Mi-ai atins pietrele? Nu. Fii atent că-i cu energie, cu să nu mi le atingi, că trebuie numai eu să le ating. Te rog frumos. Și dacă le atinge altcineva, stai nu, două ore trebuie pui să le... Trebuie să le speli, să le încarci. Să le cânti, fii atent, doamna Mara Ștefan de la Izmir, doamna da. Consul, ți-a transmis salutări, vă cunoașteți? Doamna Consul? Da. Da. Să rămâna! În weekendul ăsta, chiar vreau să spun asta, în weekendul ăsta poate ne urmăresc românii din Turcia, vă așteptăm la Izmir, pentru că o să... cânt acolo de, cu ocazia Zilei României, dar cu se ține concertul pe 28 luni. Multă lume, vă aștept cântăm pe toți de ziua acolo. României în Izmir pe 28, dar în fiecare, cântăm pentru turci în română? În fiecare țară se face Ziua României. Mi se pare fire. Iar eu sunt invitat anul ăsta. Și eu o să fiu invitat anul viitor, poate. Da, să prezint. Mergem puțin pe platourile de filmare. Connector are clip nou cu Shift, așa că le zic bună ziua. Haideți să vedem despre ce este vorba. Ia uite acolo pe băieți, sunt gata, pregătiți. Connector e la bustul gol? În forță, da, bună ziua Cătălin. Sunt aici cu Connector în dreapta mea, cu Shift în stânga mea. Da. Eu n-am ochelarii de soare, îmi pare rău. De soare trebuie băieți? Ochelari. Numai o secundă, bine, vreau uite... să-i salut pe băieți. Dar spune-mi Connector că nu văd bine, e la bustul gol? Aproape. Păi nu mă pun vrea să fac flotări. Vrea mușchii. Zic că mă pun acum să fac flotări și eu. Păi ar trebui să cam bagi niște flotări, Cătăline. Minim 100. Așa e, vezi pe ghime, dacă minim 100, Cătăline. Minim 100. Te așteptăm la sală, da. Perfect. Băieți, despre ce clip e vorba? Vă las cu Roxana ca să vă înțelegeți mai bine. Da. Păi este vorba despre single-ul lui Shift, în colaborare cu MOA.
se numește Dama de Pică. Ba chiar ne gândeam la un moment dat să schimbăm refrenul, să facem ceva de genul Dama de Pică, de Pică, invitații de pe Hepilică, dar am schimbat-o, ne-am răzgândit. Și ce să zic, e o piesă de club, o piesă energică, care n-ai cum să nu dansezi. Mai multe să vă spună shift că... Și aveți și în spatele camerei, dar nu se observă o întreagă echipă care s-a ocupat de în voi. În spatele camerei este o întreagă echipă și în fața camerei o echipă și mai mare. Ce mai faci? Foarte bine. Cât de bine? Foarte n-ai ochelari, deci nu bine, faci atât de bine ca noi. Cum a intervenit această colaborare? Cum de v-ați gândit să o faceți melodia chiar voi doi? Noi am mai făcut niște melodii în ultimii 10 ani. Uite și... că colegul meu a dat echipa! 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 Da, în ultimii 10 ani tot am mai făcut cu fratele Connector niște piese și acum 2 săptămâni l-am sunat și am zis că ar fi cazul să mai facem niște piese. Și asta ar fi prima dintre ele. Ui, dar voi cam câte ore stați într-un studio de obicei? Toate. Până la epuizare. 24 din 24, să înțeleg? Da, până la epuizare, da. Până când sună alarma, adică Mișa, pac, trece acasă. Da, până seara, până pe la 8. Iar pe tine cine te sună? Telefonul mobil, am o alarmă, am o piesă de-a mea, sunt narcisist. Mi-am pus o piesă pe care nu pot să vă cânt acum în timp real, pentru că suntem la televizor. Bun, Cătălin, noi trebuie să scurtăm puțin că băieții se grăbesc, că trebuie să-și termine videoclipul. Cam în cât timp va fi gata? În 2 săptămâni, dacă vrea San și mai repede. Da, până atunci... Sper să lansăm până să dea zăpada anul ăsta. Până atunci vă așteptăm la festival, 1-2 decembrie. Perfect. Be there. Mulțumim mult de tot, Connector, Shift, Baftă, cu noua piesă, te cu nouă clip. Cătăline, big up de fire! Vezi cu flotările alea! Zici și mie ceva în turcă să le zic. Bye bye, gulem de la hamane! Ohoi la bela hai! Stai un pic, că tu încerci în arabă să spui, n-are legătură. Doha la bela hale! N-are legătură. Tu crezi că lucrez, fii atent. Deci nu vine să cred că ne știm de 100 de ani, nu vine să cred, mă uit la tine, pe bune. 100 de ani, așa bătrân suntem? 150. Asta e, am început amândoi istoria showbiz-ului împreună. Până te uiți, pot să le spun și eu de Facebook-ul meu? Spune, exact. Vă pup, dragii mei, vă aștept în continuare pe pagina mea de Facebook. Anc Neacșu, deci cu 3 litere, Anc Neacșu. Am făcut greșeala asta de a pune cu 3 litere și acum n-am. Hoş geldin Deniz! Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Burası Măruță Pro TV. Nasıl sın. Adică nu e ce ai în sân. Uite, vezi dacă mă întrebi, răspund. Acum știu. Nasıl sın. İyi çok güzel teşekkürler. Sen? Sen de iyi. Adică înțelegeți, oameni buni. M-am reprofilat pe turcă. Güle. Bye, adică la revedere. Adică zic mai bine să Oşçakal, mai bine zic să cântăm. Stai, Anca, ce ai făcut? Nimic. Numai o secundă, să ne pregătim. Anca, Anc Neacșu din cu DJ Magnum, DJ Lion și Antidot. Dar ăștia unde sunt? Sunt la Iași. În 2016, tehnologie. Nu că ai zis că cu DJ mă așteptam că vin aici. Păi da, dacă ați zis să vin singură, ce să fac? Păi normal, e mai ieftin un microfon. Voi vreți numai gagici, adică... Voi vreți numai gagici. Fete. Dar se vede că de când ai căsătorit cu turcul, ești îmbrăcată până în gât. Mamă, ce am zis-o pe asta? Nu m-a enervat că mă duc dincolo și mă schimb. Hai, n-ai curajul, ia să te văd. Am curajul, dar n-am la mine. Dar nu mai vreau să mai mă îmbrac așa, doar de la concerte. La concerte mă îmbrac foarte decoltată, știi? Dar așa la televizor par așa puțin piții. Piții, când erați în formația asta, erați... Noi eram fete cu minți, nu mergeam în cluburi, nu aveam, nu eram naturale totul. Pe bune, vorbesc serios. Naturale, dar erați un pic... Ochi, păr, gene, sânii, totul acum se poartă. Dar pe bune acum, să fim serioși. Noi suntem pe natural. Suntem pe natural, da. Și se vede că turcul și-a pus amprenta. Nu, turcul nu știe ce îmi cumpără. Eu nu știe ce îmi cumpără, ce am eu șifonier. Te tachinez. Oricum vreau să mai salut încă o dată pe mama ta și să-i spun că fata, mama, să știți că așa se poartă astăzi, cu abdomene și cu asta, adică nu e slabă că nu-i dă turcul de mâncare. Da. Da, așa e, mamă. Tot îmi zici că sunt slabă. Mulțumim mult. Ea este Anca Neacșu, ne cântă o piesă în turcă. În română. Da. În română. Hei, barman, ascultă ceva, dăm ceva mai tare, vrei.
vreau să spun de viața mea. Nu mă întreba ce fac aici, singură fără amici. Vreau motive să zâmbesc, ca să lui nu reușesc. Și nu vreau să merg acasă, când bate la fereastră noaptea amintirea noastră. Și vreau să stau aici la bar, să ascult muzica pe care noi cândva. Am nevoie de whisky ca să mă petrec. Și după vreo 2-3 zile